Dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal, suntem la Mazda Schreier, într-un orășel uitat de... Și priviți ce preluăm. Ați văzut deja în thumbnail o mașină extraordinară. De ce spun extraordinară? Pentru că nu se mai găsesc într-o astfel de condiție. Și sunt foarte serios în ceea ce spun. Pentru că, în primul rând, mașina a fost deținută în proprietate de un singur proprietar, o doamnă, are revizii anuale la această reprezentanță. Ultima este făcută în acest an, în 2024, în mai, cu absolut totul, inclusiv bujiile. Și chiar dacă o doamnă a condus-o, nu vreau să par misogin, nu are elemente de uzură pronunțate. Nu sunt, să spunem, unghiuțe, urme și alte chestiuni. Singurele semne de uzură descoperite de mine sunt pe scaun aici. Dar pentru o mașină de 10 ani de zile arată extraordinar. Priviți pedalierul. Poziția este pentru o persoană tânără, dornică să simtă. Sistem audio, avem și navigație, scaune încălzite. Iar kilometrajul să-l vedem împreună. Avem presiunea de ulei, kilometrajul, turometrul, indicatorul rezervorului de benzină și temperatura lichidului de răcire. Arată și miroase incredibil. Priviți! Loc de depozitare. Ia uite, ce frumos arată, nu? Și este cu hardtop. Oh, geamuri electrice, mai avem un loc de depozitare aici pentru un pix, un USB, o mufă auxiliară pentru pahare sau cafea. Nu există reglaj electric. Proprietarul afacerii mi-arată de unde se deschide bușonul de benzină. V-am arătat de acolo. Avem reglaj manual al înălțimii farurilor, ESP off, dezactivarea airbag-ului la pasager. Eu zâmbesc, cred că se simte în felul în care vorbesc, pentru că aceasta o mașină este o mașină puristă, mai old school. Nu 7000 de sisteme de siguranță, nu asistare peste asistare, ci pur și simplu îți provoacă o plăcere deosebită. Și unde ai un loc de depozitare? Reglajul oglinzilor. Aici avem presiunea în roți, dimensiunea și asta este cea de anul trecut. Cealaltă, ce a făcut anul, acest an, vă arăt imediat. Și priviți toate garniturile de cauciuc, cât de bine sunt menținute. Nu sunt crăpate, nu sunt fisurate, inclusiv chederul de la parbriz. Mașina a stat într-un carport, nu într-un garaj. Și priviți, într-adevăr, nu este aspirat, dar sunt dispus să iert multe dealerului pentru felul în care a reușit să împăstreze această mașină. Și de ce spun? Nu mie, ci unui privitor al canalului care nu vorbește limba română și ne-am înțeles în engleză. M-a contactat prin intermediul unui prieten de-al lui ce vorbea limba română, ce observase pe canal modul în care prezint eu mașinile și mașina va ajunge la Sibiu. Am avut drum cu opririle unei alte deplasări, am venit aici, am făcut test drive cu mașina și s-a semnat contractul în ziua respectivă. În preț au intrat plăcuțele de matriculare, altceva nu puteai să mai ceri, întrucât mașina are deja revizie făcută. Deschidem și portbagajul de pe cheie. Priviți! Mic, cochet, dar suficient cât să îți depozitezi mai multe lucruri. Și aici, iarăși, pentru prindere, dacă ai o altă cutiuță de prins. Incredibil cum poate să se audă. Țevile curate, anvelopele bune, într-adevăr, sunt mai vechi. Și am văzut lucrul ăsta cu prilejul primei vizite. 2018, rugină cât cuprinde, dar sunt noi nouțe și plăcuțele și discurile. Mașina a stat foarte, foarte mult. Priviți pe față, frâna a intrat mai des și s-au curățat. Îmi place foarte mult culoarea jantelor, acest gri șobolan,
iese puțin în evidență. Priviți cum se păstrează un carenaj la o mașină de 10 ani de zile. Ce înseamnă să o întreții așa cum trebuie și să o speli, să fii grijuliu cu ea. Să trecem la compartimentul motor. Și aici avem două pârghii de acționare, portbagaj și capota. Priviți, fără urme de îngălbenire, fără sablare. Ce mai? Aia. Gata. Nu avem telescoape, dar nu contează. Nu contează. Priviți, nicio pată de ulei, nicio urmă. Și un moment ca să și închid, să sprijin de fapt capota. Ultima revizie, 13 mai 2024, la 82.143 de kilometri. Acesta este kilometrajul mașinii. Și priviți cum arată curelele. Impecabil, impecabil. Oh, rămâi fără cuvinte când vezi nu neapărat grija unui proprietar, dar și profesionalismul mecanicilor care îngrijesc astfel de mașini și se asigură că sunt înlocuite toate reperele când trebuie și cu ce trebuie. Ce mai avem noi aici? Ce mai avem noi aici? Priviți mocheta. Scaunele, într-adevăr, necesită o curățare, o hidratare, dar 2014. Board mape, cum îi spun nemții. Board mape. Iar istoricul mi-a fost listat direct în limba română. Priviți. 2014, data de începere a garanției și ultima revizie, 13 mai 2024, la 82.143. Inclusiv bujiile, după cum observați. 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 și livrarea. 4.000 de kilometri, 5.000 de kilometri într-un an. Incredibil, incredibil. De ce spun că o astfel de mașină nu sunt șanse să o găsești prea des? Pentru că în orașele mari oamenii se plictisesc repede. Într-un astfel de oraș uitat de, să zicem, nu neapărat de Dumnezeu, dar nu atât de supus influenței modei, oamenii au și respect față de semenii lor, dar și mai multă grijă de bunuri. Priviți! Avem instalația de climatizare cu auto și la aerul condiționat și la modul pe unde să introducă. Iar aici este senzorul de climatizare ce reglează temperatura în interior în funcție de ceea ce simte. Cuvintele nu pot să exprime cât de bine arată mașina și cât de întreținută este. Dar abia aștept să mă urc la volan. Așa cum v-am obișnuit, va urma un plin cu combustibil cu cifră octanică mare. Am identificat un Jeep Any pe drum și de acolo voi face plinul. Priviți și capacele de la oglinzi, ce nuanță se asortează cu culoarea scaunelor. Iar în momentul în care te urci, de la momentul în care deschizi ușa, ești introdus așa, încet, încet, într-o atmosferă specială. Doamne, cum stai? Cum stai? Frâna la mână ridicată. Și ce facem noi acum? Nu schimbăm limba la meniu, căci nu avem cum. Dar am pornit mașina. Motorul este rece, se turează puțin. Pornește mai încet, dar pornește.
priviți cât de bine este întreținut. Și avem și radio, să poți să transmiți muzică prin Bluetooth. Foarte frumos. Și cu touchscreen la anul respectiv. Nu se poate să nu facem noi ce v-am obișnuit deja. Gata. Și l-am activat și l-am montat. Bun. Acestea fiind spuse, ce mai am eu să vă prezint? Actele. Am omis să vă spun, am lăsat pașaportul meu pentru obținerea plăcuțelor matriculare și aici avem anunțul. Kilometrajul, cilindrea, caii, câte uși, Euro 5, mai 2014, un singur proprietar, tiuv nou, culoare, interior, dotări, 15.850 pentru o mașină cu istoric la zi, un singur proprietar și fără nimic de comentat cu privire la calitatea ei. Ca să ne uităm așa la poziție, se stă foarte bine. Ia să vedem. Doar sus-jos volanul. Atât. De aici reglăm luminozitatea display-ului. Și de aici ce facem noi? Trip A, trip B și consumul. Și uite și temperatura exterioară. Ce de informații avem? Lăsăm temperatura și restul le resetăm în momentul în care ajungem la benzinărie. De decapotat nu poate fi vorba acum, întrucât o să urmeze un drum pe autostradă și încă am nevoie de podoba capilară, numesc. Dar voi încerca să merg și cu ea decapotată. L-am dezactivat, l-am activat. Bun. Comenzile pentru ștergătoarul de parbriz și pentru sistemul de iluminat. Cam acestea sunt în mare principalele dotări și introducerea într-o astfel de mașină. Revenim puțin la consiliere. Am înțeles ce se dorea. Din păcate, achiziția de la o persoană privată, fizică, era exclusă datorită riscurilor ce apăreau. Iar pur și simplu aceasta a fost un noroc chior. Sincer să fiu, a apărut luni și eu vineri aveam deplasare programată. Și am sunat, mi s-a spus că este rezervată până miercuri și miercuri au revenit cu mail și mi-au spus că este ok. Le-am solicitat dacă se poate face un test drive pentru ziua de vineri și mi-au răspuns afirmativ. Mi-au spus că este rezervată până vineri pentru mine. Și uite așa, am reușit să ajut un prieten să-și cumpere o mașină. Hi Alexander, this is your dream car and you just bought it on your birthday. Cam aceasta a fost, mă repet, introducerea. Să vedem cum se conduce, cât consumă, deși chiar nu are niciun fel de importanță cât consumă. Această mașină o iei de plăcere, să te bucuri, să o auzi, să o simți, să fii una cu șoseaua. Să facem plinul. Am făcut plinul, priviți, 50 de euro, 1 euro 80, 28 de litri să spunem. Să resetăm trip A, trip B nu-l resetăm că este de la dealer și resetăm consumul, 9,3. Să vedem cât înregistrăm. Vineri după amiaza, 4 și 12 minute, 12 minute ca să fim corecți din punct de vedere lingvistic, și se aglomerează. Limita a fost de 100 până acum, a scăzut chiar acum câteva secunde la 80 și de la
a Jeep, am parcurs 53 de kilometri. Două Jaguaruri, unul mai frumos ca celălalt. Dar cel din stânga are numere sezoniere, cel din dreapta are numere de tip vechi. Germania tip vechi. Ambele două evacuări și garantat ambele benzine. N-am apucat să văd motorizarea. Revenind, 66 de kilometri de la dealer, 54 de la Peco. Iar consumul până acum 8,1. Acum câteva secunde, minute, în clip ați văzut 9,4 consum. Sunt curios oare cât va scade și ce autonomie voi avea cu un astfel de plin. Mă ajută faptul că mașina are pilot automat, altfel aș fi înțepenit cu piciorul drept în accelerație. Vremea este bună, 24 de grade, nu prea mult soare și nici prea mult nor, ideal de condus, dar mâine România vom merge și cu ea decapotată. Zgomotul în habitacul este pronunțat și nu neapărat se aude evacuarea, cât mai degrabă o insonorizare mai slăbuță în general, iar anvelopele sunt foarte tari și lucrul ăsta generează zgomot în rulare, automat păturânde în habitaclu, dar într-un hardtop cât de mult să-l insonorizezi, să păstrezi o atmosferă silențioasă în interior. Nu prea poți face. Ia să vedem ce avem aici. Sovereign. Obiecte de deplasare și mașini. Iar ștau, respectiv ambuteaj, avem cât cuprinde în față. Și Waze-ul asta ne spune. Și am ajuns la momentul la care să achiziționăm vinieta. Hai. Gata, am deslipit-o. Burta din dotare. Gata. Lipitus. Am făcut și plinul. Am parcurs 440 de km cu 60 de euro, respectiv 33 de litri. Da, nu prea sună gramatical și logic ce am spus, dar înțelegeți voi. Și mă pun în mișcare. Plinul făcut și de la dealer până aici 462, deci nu de la benzinărie, de la dealer 22 de grade. Semnătura luminoasă arată foarte, foarte frumos și chiar o poți recunoaște oriunde. Iar iluminarea bordului, foarte frumoasă. Am făcut și plinul, 33 de euro și jumătate, 18 litri și jumătate, 335 de kilometri. Resetez și consumul 6,6, de la 7,4 la 6,6. E o îmbunătățire, 0,8 litri mai puțin. Vedem ce avem la Lugoj. Am făcut și plinul, 40 de euro, 22 de litri, au fost 360 de kilometri. Resetez și vedem la Lugoj ce am. Am ajuns și la Lugoj, 546 de kilometri, becul a prins, consumul mediu de 7,8.
iar de la dealer până aici sunt 1344 de kilometri. Voi face plinul, resetez trip A și vedem ce consum înregistrează. 42 de litri au intrat. Să vedem la slatina ce consum înregistrează. Și după 1647 de kilometri, căci jurnalierul ăsta nu poate înregistra decât 3 cifre și o decimală, ca să mai simt, deci 4 cifre, dar nu și pe cea a miilor. Impresiile mele. În primul rând, poziția la volan. Incredibil, se stă foarte, foarte bine. Nu sunt obosit. Am condus 2 zile acest număr de kilometri și nu mă simt obosit deloc. În stânga, nici dacă vreau, nu pot să lovesc ușa decât dacă mă chinui intenționat. Nici în dreapta, nu sunt șanse să lovesc consola centrală, așa că bravo Mazda. Și eu chiar am o problemă la picioare, o malformație, trebuie să le țin puțin mai depărtate și din cauza asta în anumite mașini mă simt înghesuit, dar nu este cazul. Foarte bine am plasat acest locaj de pahare, sticle. Cotul stă foarte bine aici, fix pe zona moale, capitonată, dar dacă vrei să, nu știu, dacă ești genul care să braveze, poți să pui și cotul pe ușă. În dreapta nu ai cotieră la nivelul, să zicem, mai ridicat, dar poți sprijini cotul foarte bine și pe această consolă centrală și e bine. La drum lung e bine. Pilotul automat face toți banii. Sunt anumiți producători care nu-l oferă și am observat și câteva modele MX-5 care nu-l aveau, dar la drum lung este ideal. Poți să te mai relaxezi, să-ți mai miști piciorul ca să nu anchilozezi dacă ai o anumită vârstă, așa ca mine. Pedalele sunt amplasate suficient de departe, una de cealaltă, astfel încât nu este riscul să le apeși din greșeală. Iar la cap, priviți și voi, am suficient loc cu ea închisă. O să vă arăt cum arăt și cu ea deschisă, dar în momentul în care mă voi opri. Vizibilitatea este foarte bună, oglinzile, deși sunt mici, sunt excelente, îți oferă fix cât ai nevoie și nu produc zgomot în mers. Iar în spate e în regulă. Poți să vezi un câmp vizual larg. Sunt câteva unghiuri moarte, dar ce să-i faci? Nu există mașini ideale. Bun, și să revenim la mașină. Cred că nu era să fac o greșeală mai mare în, să zicem, caracterizarea acestei mașini. Și de ce spun lucrul ăsta? Am fost indus în eroare de primul proprietar, băbuța, nu vreau să spun peiorativ, doamna în vârstă, care a mers cu ea subturată. Și nu era atât de vivace cum aș fi așteptat. Am condus acest motor și pe Mazda 6 și pe Mazda 3 din generația respectivă, Mazda 3 din 2009, dar avea 150 de cai, și pe Mazda 6 152, dacă nu mă înșel. Și erau altceva. De asemenea, cutia de viteze iarăși este, nu știu de unde au scos-o inginerii japonezi și cum au reușit să regleze, să o regleze să fie atât de, să zicem, vivace și săritoare. De ce spun lucrul ăsta? Timoneria este foarte scurtă. Foarte, foarte scurtă. Și treptele cutiei de viteze sunt foarte scurte, astfel încât poți să mergi cu a patra la 30, cu a șasea la 80 fără niciun fel de problemă, dar cu aceleași trepte poți să urci acolo unde începe zona roșie. Chiar poți. Acea zonă nu este
pus așa să te temi cumva, ci chiar poți să ajungi lejer și fără niciun fel de problemă. Dar această setare a cutiei de viteze vine la pachet cu un consum mai ridicat. În momentul în care turația sare de 3000, începe să pape și diferența de turație între a 6-a, între 3000 și peste, sub 3000 și peste 3000, este de peste un litru și începe să crească. Adică la 120 la oră poți să scoți un consum de 6.4, 6.5, 6.6, dar la 130 deja ajungi la 7 și 7.5, 7.8. Vorbesc de mers constant pe autostradă, adică fără accelerări, fără frânări bruște și după aceea iarăși accelerări. Frânele. Bun. Prima impresie pe care ți-o dau este că sunt foarte moi. Inițial am dat vina pe anvelope, că sunt bătrâne, că nu frânează mașina, că poate cine știe, nu sunt discurile și plăcuțele bune, dar ați văzut împreună cu mine că sunt noi nouțe, nefolosite, nu au buză discurile. Și ulterior, atunci când m-am mai obișnuit cumva cu ele, revenind, frânele sunt așa cum trebuie. Nici nu te dau cu capul de parbriz și nici nu te lasă la greu. Dar suspensia. Inițial am crezut că mașina dansează, pur și simplu, că e ceva, o problemă la amortizoare, la flanșe. Nu părea așa stabilă, nici pe departe. Este, cum să găsesc eu un epitet, zglobie. Deci pur și simplu se așează pe stradă, chiar dacă nu neapărat că tremură, îți dă impresia, falsa impresie, că nu este stabilă, dar ea urmează ceea ce îi spune direcția să facă. Și direcția am lăsat-o la final pentru că este extraordinară. Cred că este cea mai bună direcție pe care am întâlnit-o vreodată. Vorbesc de direcțiile acestea old school. Nu le băgăm în ciorba cu cele asistate electric, cu menținerea benzii, cu vibrații și cu altceva. Nu. Nu trebuie să depui un efort foarte mare, nu este nici foarte moale, nu există riscul să o manevrezi ușor și din cauza asta să pierzi controlul mașinii. Nu, nici pe departe. Este un combo direcție, frâne, suspensie fantastic, fantastic. Deci, repet, era să mă păcălesc crunt cu această mașină, cu caracterizarea ei. Dar mersul în România pur și simplu mi-a dezvăluit cum se simte și cum trebuie condusă această mașină. Cât de ușor ia virajul, dar pe de altă parte simți că ai control tot timpul asupra ei. Motorul, sonorizarea lui, de fapt evacuarea, cred că putea fi îmbunătățită, în sensul să trezească mai multă emoție. Îl auzi, îl simți, căci cardanul trece fix pe aici către puntea spate și îl simți când lucrează, dar nu are acel kick cum este la BMW, dar nici nu trebuie să-l aibă. Îți livrează mai ușor, mai liniar, mai calm, să spunem, puterea. Și cumva te îndeamnă așa, hai, du-te mai sus, du-te mai sus în turație, du-te mai sus, hai să arătăm ce putem să facem împreună. Mi-a plăcut foarte mult. Iar cu privire la insonorizare, aici este în plaja mașinilor japoneze de buget, să spunem, căci nu putem să amestecăm aici Lexus, Acura sau Infiniti. Dar și mai ales pentru un cabrio cu acoperiș pliabil,
este decent. În sensul că se aude un zumzet, un murmur al vântului, frecarea își spune cuvântul, bineînțeles, și acest zumzet capătă și el amploare pe măsură ce crește viteza. Dar, pe de altă parte, te face să te simți viu, nu te rupe de drumul pe care mergi, de traseul ales, de, până la urmă, expediția în care ai plecat. Căci, într-o astfel de mașină, te bucuri de fiecare metru parcurs. Waze mă avertizează că urmează zonă cu viteză redusă și o să o decapotez, căci în curând o voi preda și vă voi arăta consumul de la Lugoj până la Slatina. Și gata, o predau. Predau spălată, așa cum mi-ar place și mie să primez mașina, și într-adevăr de data asta vremea a ținut cu mine. Acum o puteți vedea și decapotată, iar senzația este incredibilă. În clip ați văzut câteva secvențe cu ea decapotată, dar era foarte, foarte cald. Acum este temperatura și ora din zi ideală pentru a merge așa. Nu ai cum să nu remarci silueta și soluția tehnică ideală. Motor față, tracțiune spate. Iar modul în care arată mașina, atât interior cât și exterior, arată cum se întreține cu adevărat o mașină și pe care îți face plăcere deosebită să o deții, chiar dacă nu este la prima tinerețe, dar te face cumva să te simți mulțumit cu banii plătiți, cu investiția făcută, pentru că acest model este unul a cărui valoare va crește. Poate nu mâine, poate nu poimâine, dar cu siguranță va crește. Și rămăsesem dator să vă arăt consumul final. Încă o dată interiorul și cum arată vederea din spate. Am reușit să conectez telefonul cu navigația mașinii și poți transmite muzică prin Bluetooth și să și vorbești, bineînțeles. Și rămăsesem dator. Deci am parcurs 1671 de kilometri de la dealer până aici, iar consumul de la Lugoj până aici 7,3. Temperatura exterioară 28 de grade și de la Lugoj până la Slatina 328 de kilometri. Bun, eu vă mulțumesc pentru timpul alocat privirii clipului. Indiferent de unde sunteți, că sunteți din România, din Spania, din Germania, din Anglia, din Italia, din Franța sau Austria, vă mulțumesc pentru timpul alocat și să ne vedem sănătoși. Sâmbătă viitoare!